Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi vreau să vă prezint cel mai mare abator din Germania. Aici am lucrat și eu în primii mei ani din Germania. Hai să vă arăt, mă aflu în parcarea Tönnies. Cea mai mare parcare și cel mai mare abator. Cea mai mare parcare, nu știu dacă e cea mai mare parcare, dar e cea mai mare abator din Germania. Tönnies. Nu mai e vaca aia, să vă arăt cum se învârte aici. A dat jos vaca, stai așa să vă arăt cu camera de... Uitați fraților. Tönnies. Acum ne aflăm în... Mamă, ce înaltă e parcarea asta. Așa un pic. Stai așa un pic să vă arăt. Acolo este stadionul Tönnies. Vedeți? E foarte mare aici. Se întinde pe nu știu câți kilometri, 2-3 kilometri. Nu știu cât se întinde. Mai mult de 2-3 kilometri. Nu știu cât se întinde tot abatorul ăsta. Adică are și stadion. Și magazin, asta e magazinul de carne, unde se vinde carne, e magazin cu de toate. Deci am cumpărat și eu acum niște carne, să fac un grătar. Acolo vedeți, e stadionul. Pe aici e intrarea în abator, pe aici intram și noi când începeam munca. Treceam pe hulul ăla pe acolo, vedeți și voi. Și ajungeam acolo, în uzină. Acolo e foarte, foarte mare. Multe încăperi, multe, nu știu, multe secții, să vă zic așa. Asta e parcarea, uitați și voi, 10 etaje, are parcarea, doar parcarea 10 etaje, vă dați seama. Și plus jos aici, mami, ce frică să mă uit. Plus jos, vedeți cât de mare este acest abator. Deci nu mă pot arăta așa chiar multe chestii, na. Dar să intre înăuntru acolo să vezi cât de mare este, adică nu știu dacă... Pot să dau cu zoom. Dar e întins încolo, departe, vedeți. Adică foarte multe secții, foarte multe intrări, de piezi, vestiare. Nu știu, nu-ți dai seama. Intri, nu știi să mai ieși. La început, când am intrat aici, ne pierdeam pe vestiare, prin secții, nu mai știai cum să ieși. Nu știam limba, să întrebăm, să ieșim. Bine, că acum sunt foarte mulți români pe aici. Adică te descurci. Noi suntem aici la ultimul etaj, parcarea goală. Am vizitat și noi locul de muncă, fostul loc de muncă în primii ani de Germania. Am lucrat aici un an și jumătate. Cam așa, un an și jumătate. Poate vântul cu vietor și nici nu m-aș întoarce aici niciodată. Erau pe atunci mai rele ca acum. Mamă, dar ce bate vântul. Erau mai rele ca acum. Acum sunt condiții mai bune, se plătește mai bine. Un pic mai bine, programul e mai ok. E mai bine, dar la început, când am venit noi în acest abator Tönnies, erau condiții foarte, foarte proaste și urâte. Adică, nu știu, trebuia să... Și robot. Da, trebuia să stai bine cu, cu nervii, cu, nu știu, ca să poți să reziști. Te enervai, te nu suportai munca, frigul. Nu știu cum am rezistat atâta timp aici, dar am rezistat și de asta poate sunt și acum încă în Germania și poate asta a ajutat pentru că am trecut prin greu, am văzut ce e răul aici și am făcut o comparație la alte locuri de muncă. Și de asta am rămas în Germania, poate că dacă era plecam acasă din prima în România. Da. Ai recunoaște că ce este dur. Nu este dur, este doar așa. Am amintiri de aici. Aici am început munca în Germania. Aici ne-am cunoscut. Aici ne-am cunoscut noi, dar am prins. Da, bate vântul aici. Nu știu cât de bine o să se audă. Și stai să vă mai arăt așa un pic. Cel mai mare abator din Germania. Vaca cu un corp, se învârtea, era gigantă. Să nu scap aici telefonul, că te face bucăți. Da, acolo sunt niște porți de fier pe unde intri. Vrei cu un chip să se deschidă porțile. Da. Și vezi, nu se cordă?
ce? A. A, uite, oamenii așteaptă să intre. Muncă. Scăpat de la muncă. Și acolo am urcat noi, sus. Vedeți parcarea cât de mare, 10 etaje. Da, cam asta este. Am vrut să vă arăt și vă cel mai mare abator din Germania, da? Și aici parcam noi mașinile, în această parcare. A, uite și asta era firma la care lucram. Încă mai există. Cam toate buzurile lor sunt aici. Vedeți, de Brașov. Da. Cam asta e, fraților. Hai să plecăm. Asta a fost vlogul de astăzi. Am vrut să vă arăt și vouă acest abator. Poate vă interesează, poate vreți să veniți la muncă aici, nu știu, care sunt interesați să plece din țară. Acest abator vă oferă cazare, ajutor pentru început, nu știu cum să vă zic. E un rampă de plecare. Da, să o iei logic, da. Ajutor, adică e un ajutor, e o rampă de plecare de aici, dacă vrei să faci ceva cu viața ta, nu știu. Zici, băi, plec din România și mă duc acolo, îndur acel greu care întâmpin în acel abator, dar după îți faci tu binele, cum să vă zic. Pleci tu la mai bine. Te stabilești un pic aici, pac, pac, îți iei o mașinuță, o altă chirie și cauți și loc de muncă. Așa că aici, în acest abator, a fost o rampă de plecare pentru mine. Nu știu, care sunteți interesați, găsiți pe internet zeci de mii de anunțuri cu acest abator și nu numai cu acesta, cu foarte multe abatoare, că aici în Germania asta e baza lor. Fabrici de carne, foarte multe. Așa că, fraților, asta am vrut să vă zic și vouă. Am vrut să vă arăt și vouă acest abator, unde am început eu, unde am lucrat eu în primii mei ani de Germania. Așa că, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați like, să vă abonați la acest canal dacă nu ați făcut-o deja. Eu sunt Cristi Panainte, Borș, până data viitoare, fraților, multă baftă tuturor! Pa!